În fapt, joi 13 septembrie, în jurul orei 14:30, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat din municipiul Pitești cu privire la faptul că în timp ce se afla în localitatea Mihăiești, doi bărbați i-ar fi sustras autoturismul sub amenințarea unui obiect tăios înțepător. În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, au fost identificate cele două persoane bănuite de comiterea faptei, respectiv doi bărbați, unul de 52 de ani din localitatea Câineni și celălalt de 48 de ani din orașul Ocnele Mari. În urma intervenției prompte a polițiștilor, autoturismul sustras a fost recuperat și predat proprietarului. Conform probatoriului administrat, polițiștii au reținut cele două persoane pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, acestea fiind introduse în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Persoanele reținute vor fi prezentate parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu-Vâlcea în vederea luării unei măsuri preventive. În cauză, cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu-Vâlcea.